Îmi plac copiii, îmi place să stau printre copii. Nu-mi place să mă simt un copil anormal, ca să spun așa. Bianca are 14 ani și este elevă în clasa 8-a. Zâmbește mult, vorbește deschis și cu optimism, iar atitudinea ei pozitivă ar motiva pe oricine. Școala este pentru ea o adevărată pasiune, iar rezultatele bune la învățătură le obține fără prea mare efort. Așa s-a întâmplat și la simularea evaluării naționale, când Bianca a obținut media 8,50. Nu este însă mulțumită, știe că poate mai mult. Eu cel puțin sunt mândră de mine, adică îmi place să învăț, nu mă pasionează, nu mă interesează care are notă mai mare, mă interesează să rețin eu ceva, să rămân eu cu ceva al meu, să țin ceva minte. Eforturile Biancăi au fost susținute de familie, dar și de un profesor itinerant care până în clasa 5-a a fost alături zi de zi. Treptat, relația a devenit una de prietenie. Suntem o echipă. Două prieteni, cum a spus Bianca. Da, o prietenie pe viață. Eu eram mâna Biancăi la primele ore și începea ziua așa de frumos la Bianca la clasă. La primele ore rămâneam eu în clasă. Apoi predam ștafeta mamei. Din clasa a 5-a, Bianca este școlarizată la domiciliu, însă aproape zilnic merge și la școală, pentru că se simte bine în preajma colegilor. Chiar dacă este un copil cu nevoi speciale, Bianca lucrează după o programă școlară normală. Școlarizarea la domiciliu presupune o oră jumătate română, o oră jumătate matematică și alte materii tot la fel. Pe când ceilalți copii care merg la școală au 4-5 ore, poate și mai multe. Și atunci noi a trebuit să comprimăm această materie și să o aprofundăm pe toată. Lucru care a dus la un volum de muncă, dar și un efort extraordinar din partea ei. Pentru examenele din iunie, Bianca și-a propus să obțină cel puțin media 9 și să intre la liceul Tudor Arghezi din Craiova la profilul științe sociale.